Păi devine într-o situație ingrată și mă mir că strategic nu înțeleg lucrul ăsta. Ei spun că sunt de dreapta, în Europa fac parte dintr-un partid de centru stânga, Partidul Liberal European, pe plan intern sunt din ce în ce mai aproape de PSD, și atunci între discursul oficial al liderilor PNL și realitatea PNL este un divorț imens. Norocul PNL este că până acum, mi-e reclamat, încă n-a perceput acest divorț imens dintre discurs și realitate.